Sute de oameni din București, aflați în izolare la domiciliu, refuză să fie monitorizați cu ajutorul holterelor speciale, pe motiv că autoritățile vor să le implanteze microchipuri. Doctorii spun că dispozitivele i-ar putea ajuta enorm în procesul de diagnosticare. Din cele 280 de persoane aflate în evidență, medicii au ajuns să supravegheze doar două. Numărul cel mai mare a fost în jur de 200 de persoane monitorizate. Deocamdată nu mai avem decât două persoane, pentru că în după amiaza acestei zile urmează să montăm alte holtere. S-a ajuns la această situație după ce sute de suspecți de coronavirus aflați în carantină la domiciliu au refuzat să mai poarte dispozitivul care îi monitoriza, pe motiv că sunt urmăriți de autorități. A apărut informația undeva că se iradiază, că vor fi urmăriți ca și poziție și atunci oamenii se tem. Unul dintre motivele, iarăși puțin mai deosebit, au fost că ar fi cipați prin utilizarea acestui dispozitiv și atunci s-au deconectat singuri. O decizie care le poate pune viața în pericol, spun medicii. Device-urile îi ajută pe doctori în procesul de diagnosticare pentru că transmit în timp real simptomele pacientului. Ne monitorizează parametrii vitali ai pacientului. Ne înregistrează tensiunea arterială. În cazul acestui pacient monitorizat, vedem că tensiunea este bună, pulsul la fel este bun, avem și temperatura pe care o urmărim. Toate aceste date sunt apoi transmise către centrul de telemedicină din complexul funcțional Caraiman, dar și în centrul de comandă de la Ministerul Sănătății. La începutul pandemiei am monitorizat starea de sănătate a anumitor pacienți din centrele de carantină din sectorul 1. Totul decurgea foarte bine și la un moment dat am văzut că unui pacient îi crește temperatura. S-a intervenit prompt pacientul respectiv, a fost depistat cu COVID-19 și a fost repede internat. Și nu a fost singurul. Monitorizarea a ajutat medicii să intervină în zeci de cazuri. A fost un număr de peste 30 de persoane confirmate, dar care fuseseră autoizolați, ba suspecți și în izolare la domiciliu. Dar monitorizați. Dintre care monitorizați cu acest holter și am avut 5 din cei veniți din Spania și puși în carantină în într-unul din hotelurile de pe raza sectorului 1. Aceste dispozitive înregistrează și locația, astfel că autoritățile vor ști și dacă cetățenii aflați în izolare la domiciliu pleacă la plimbare. Testele din laborator sunt singurele care confirmă sau infirmă 100% coronavirusul.